Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi, din păcate, avem o știre destul de negativă, un eveniment destul de negativ care se întâmplă în momentul actual. Totuși, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Încă nu avem siguranța, o siguranță de 100% că se va întâmpla acest eveniment, dar este vorba practic de un dump de posibil undeva de până la 16 miliarde de dolari în piață. Deci asta ar afecta destul de mult prețul criptomonedelor, cel puțin în perioada în care va fi acest dump. Deci ce vedem pe CryptoBubbles la momentul actual în top 100? Da? Deci vedem o creștere impresionantă în cazul unei criptomonede denumită FTT. Acest FTT practic ce este și de ce are el această creștere? FTT-ul era practic și încă este criptomoneda exchange-ului FTX. Da? FTX ce a fost? A fost un exchange, unul dintre cele mai mari exchange-uri la nivel global, da? Era acolo în top 3, top 5, pe lângă Binance, pe lângă Coinbase și așa mai departe. Și prin 2022, când s-a întâmplat să avem acel bear market, mulți criptoinvestitori au decis să-și retragă criptomonedele, da? Și monedele fiat de pe FTX. Acum, la acel moment, da, în acea perioadă de bear market, și CZ, da, fondatorul Binance, scrisese pe X, la momentul respectiv semnat Twitter, faptul că e posibil ca cei de la FTX să nu mai dețină tot capitalul criptoinvestitorilor. E posibil să se fi jucat cu el, da? Și să fi făcut crypto trading cu capitalul investitorilor și să fi pierdut o parte din capital. După ce foarte mulți criptoinvestitori au văzut acest lucru, ce s-a întâmplat imediat a fost practic, în cazul FTX, aceștia au avut o avalanșă de crypto trader și criptoinvestitori care și-au scos banii de pe platforma lor. La un moment dat au oprit temporar retragerile pentru că nu puteau să le dea toți banii înapoi, în primul rând pentru că nu îi aveau, da? Deci nu aveau banii investitorilor, aveau doar o parte și au oprit retragerile temporar la momentul acela, după care, după ceva timp, au declarat faliment, da, și s-a descoperit faptul că lipseau niște miliarde de dolari, da, din deținerile acestora. Da. Deci cei de la FTX, în frunte cu Sam Bankman-Fried, care era tot așa fondatorul FTX, au pierdut câteva miliarde din banii oamenilor, din banii criptoinvestitorilor. Da? Deci vorbim nu de niște milioane, vorbim de miliarde de dolari. După ce s-a declarat acest faliment, desigur, Sam Bankman-Fried a fost trimis în judecată și așa mai departe și a primit acolo o sentință, după care a mai fost redusă și actualmente mi se pare că este la închisoare și își ispășește pedeapsa. Bun. Acum, la momentul actual, ce se întâmplă? Se încearcă o redistribuire a capitalului rămas în cazul FTX, da? Deci, practic, li se va mai da banii oamenilor înapoi, da? În funcție de cât capital a mai rămas după declararea acestui faliment. Și în unele cazuri, anumite persoane cred că ar putea urma și o revenire a exchange-ului FTX. Și, desigur, o reluare a activităților acestora, cu toate că și-au pierdut, desigur, reputația în momentul în care au declarat faliment, în momentul în care au pierdut o bună parte din banii criptoinvestitorilor. Bun, deci avem această creștere de peste 70% la momentul actual în cazul FTX și primul eveniment în legătură cu această posibilă, să spunem așa, despăgubire a investitorilor, o despăgubire de undeva la 16 miliarde de dolari, a venit de pe un cont denumit Crypto Rover. Este un influencer destul de mare pe partea asta de cripto, care practic a creat aici un grafic, da, ne arată cam cum ar arăta această despăgubire comparativ cu alte despăgubiri din trecut și comparativ cu deținerile de BTC în ETF-urile Bitcoin ale marilor companii la momentul actual. Deci, așa, aici avem Average Buy, da? Deci, cum achiziția media lui Michael Saylor,
200 de milioane de dolari, dar în medie când face un buy pe BTC, Michael Saylor cumpără de undeva la 200 de milioane, chiar dacă de curând a cumpărat odată, a făcut un buy de aproape jumătate de miliard și cu ceva zile înainte de undeva la 1.1 miliarde de dolari. După care am avut aici 3.5 miliarde sell pressure de la guvernul german când au vândut, da, toate acele unități de Bitcoin. Mă rog, acele erau confiscate, da? De la diferite activități și așa mai departe și valorau, dar la momentul în care aceștia au vândut, 3,5 miliarde de dolari, 8,8 miliarde de dolari în cazul Mt. Gox. Mt. Gox cu un fost exchange care tot așa a decretat faliment, mă rog, inițial nici măcar nu era exchange de criptomonede, era mai mult un exchange de, să spunem așa, cărți de joc, după care ulterior aceștia au implementat și, să spunem așa, serviciul de exchange de Bitcoin, apoi au mai introdus și altele, ulterior au suferit un hack și practic au declarat faliment, iar ulterior, acum în 2024, și-au despăgubit clienții, regăsind o parte din unitățile de Bitcoin furate și așa mai departe. De hackeri. Bun. Și acum avem FTX Claim Distribution, da? Deci practic distribuția, despăgubirea care se va face către clienții de la FTX în valoare de, în teorie, 16 miliarde de dolari. Bun. Și pe baza acestei despăgubiri se crede că ar putea urma ulterior, desigur, o reîncepere a activităților în cazul FTX, în cazul acelui mare exchange care a declarat faliment. Bun, și ce mai vedem noi aici? Mai vedem în legătură tot cu această posibilă despăgubire un lucru destul de interesant. Vedem în felul următor. Creditorii FTX își vor recupera doar între 10 și 25% din criptomonedele lor, dar conform unor documente revizuite recent și împărtășite de creditorul FTX Sunil Kavuri. Creditorul activist a explicat că creditorii vor primi rambursări conform datei cererii de faliment, da? Când prețurile criptomonedelor erau mult mai mici decât în prezent. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, prețul Bitcoin, care era de aproximativ 16.000 de dolari la momentul depunerii cererii legale, da, de intrare în faliment în cazul FTX, a crescut ulterior, după cum putem observa la momentul actual, la peste 65.000. Decizia de a rambursa creditorii și clienții la prețurile din data cererii a provocat o indignare în rândul acestora, a declarat Cavuri pentru Cointelegraph. Bun, acest Cavuri practic îi, să spunem așa, reprezintă pe criptoinvestitorii și criptotraderii care aveau fonduri pe FTX și așa mai departe și acesta spune, da, ne spune că toate aceste persoane își vor mai primi, își vor mai recupera doar undeva la 10-25% din criptomonedele lor, da, pentru că își vor recupera criptomonedele la prețul la care era în trecut, adică, de exemplu, în cazul Bitcoin la 16.000 de dolari și nu la prețul pe care îl avem la momentul actual de 65.000 de dolari. Mă rog, aceste lucruri probabil erau trecute deja în termenii și condițiile exchange-ului FTX la momentul înregistrării și așa mai departe. Acolo se apare termeni și condiții, privacy policy și așa mai departe. Și tu trebuie să citești alea în teorie. Dacă nu le citești, se întâmplă lucruri de acest tip. Deci le citești, apoi dacă ești de acord, te înregistrezi și așa mai departe. Dacă nu, te înregistrezi și cauți alt exchange cu termeni și condiții mai bune. Și aici acesta ne spune, dacă Cavuri ne spune faptul că mulți dintre clienții FTX continuă să sufere de stres mental, de atacuri de panică, divorțuri și așa mai departe, deoarece economiile lor de o viață au fost furate și proprietatea lor nu a fost încă returnată și, după cum putem observa, va fi returnat doar undeva la 10-25% din ce au avut acele persoane la momentul respectiv. După aia se mai spune, să vedem un pic, se mai spune în felul următor, alți creditori și persoane individuale au împărtășit în mod covârșitor sentimentul lui Cavuri.
Spun aceștia, este dezgustător cum a strecurat asta în plan atât de târziu, după vot, a declarat un utilizator. Un alt creditor FTX a comentat: nu înțeleg de ce legea nu poate să ne protejeze pe noi investitorii, și a caracterizat prăbușirea FTX ca pe o escrocherie. Apoi avem un alt creditor FTX, a remarcat: rușinos, am fost înșelați de 2 ori. Bun. Cavouri a argumentat de asemenea că Sam Bankman-Fried a încălcat termenii și condițiile FTX și definiția mai largă a drepturilor de proprietate, folosind fondurile clienților pentru a plăti datoriile restante. Și aici avem un citat, da? Termenii și condițiile sunt neechivoce, afirmând că titlul activelor digitale este deținut de clientul FTX. Sam a fost condamnat fără nicio îndoială rezonabilă pentru încălcarea termenilor și transferarea fondurilor clienților pentru a plăti datoriile Alameda și pentru a cumpăra acțiuni Robinhood. Da, Alameda, pentru cei care nu știu, Alameda Research. Aici este specificat doar Alameda, se numea Alameda Research. Era practic, să spunem așa, fondul de investiții al celor de la FTX, deci tot de Sam Bankman-Fried aparținea și așa mai departe, și prin acela, practic, ei cumpărau diferite criptomonede la pre-sale și făceau apoi trading și așa mai departe. Da? Deci prin Alameda s-au pierdut o grămadă de bani. Apoi mai avem așa, pe 6 septembrie 2024, patrimoniul FTX a ajuns la un acord cu Emergent Technologies, o entitate fondată de Sam Bankman-Fried, pentru a asigura 600 de milioane de dolari în acțiuni Robinhood pentru a plăti creditorii. Deci, în mare parte, ce se întâmplă în momentul actual? Avem acest pump și cred că va fi urmat foarte sigur de un dump, da, în cazul tokenului FTT. Deci, în cazuri de acest tip, nu aș intra niciodată, da? Mai ales când este vorba de un token al unui exchange care a declarat faliment și care practic a furat banii criptoinvestitorilor, da? Deci, chiar și dacă va urma o revenire a acestui exchange, cu siguranță, da, au deja reputația cotată, foarte mulți nu vor mai investi și așa mai departe. Bun. Deci, cam asta avem la momentul actual. Pe lângă altele, avem pe CZ, și acesta ne transmite, da, câteva rânduri într-un tweet aici pe Twitter sau pe X, cum vrem să-l denumim, da, a fost redenumit Twitter în X deja de, cred că, cam un an. Acesta a fost eliberat pe 20, cred că 27 septembrie sau 28, în teorie trebuie să fie eliberat pe 29. În cazul lui acesta a fost acuzat de faptul că nu a aplicat politici corespunzătoare de AML, anti-money laundering, da, deci anti-spălare de bani și așa mai departe. Practic nu aveau acel KYC, know your customer, deci când te înregistrezi pe Binance și pe orice alt exchange, trebuie să dai acolo carte de identitate, da? Și trebuie să mai dai anumite date despre tine ca să poată verifica platforma respectivă că nu ești urmărit de Interpol, că nu ai diferite lucruri suspicioase în trecutul tău și așa mai departe. Bun. Așadar, nu aveau implementat acest lucru și, din acest considerent, acesta a ispășit o pedeapsă de undeva la 4 luni, da? Într-o închisoare din Statele Unite ale Americii. Iar la momentul actual este din nou liber și cu siguranță, da, se va gândi să implementeze reguli mai bune și verificări mai bune în continuare în cazul platformelor Binance, pentru că sunt două, una e pentru Statele Unite ale Americii, Binance US, și o alta Binance, da, platforma pentru restul globului, să spunem așa. Pentru că în Statele Unite ale Americii sunt niște reguli și niște legi mai speciale, mai aparte, comparativ cu majoritatea altor state. Bun. Deci acesta ne spune la momentul actual că deocamdată doar ce s-a eliberat, dar și că va continua să investească în blockchain, în tehnologii descentralizate, în inteligență artificială și biotehnologie. Și, bine, asta nu știu ce să spun despre această frază, că este un investitor pe termen lung, căruia îi pasă de impact și nu de profit, practic. Mă rog,
tuturor persoanelor care sunt în piața cripto le pasă de profit, nu putem spune acest lucru, dar mă rog, câteva rânduri de la CZ. În cazul FTX, pe pagina lor principală, da, pagina oficială de pe Twitter, nu apare nimic în legătură cu rambursarea, da, acelor 16 miliarde către clienților. Deci, deocamdată, vedem ce mai este în mod oficial, dar în continuare sunt extraordinar de bullish pe piața cripto, dar probabil vom avea ceva corecții dacă acel lucru chiar se va întâmpla, dar și vom avea un dump de 16 miliarde într-o zi, dar acest lucru nu cred că se va întâmpla, să avem un dump de 16 miliarde într-o singură zi. Și oricum avem foarte mulți buyer la momentul actual și va fi absorbit acel șoc. Pe de altă parte, din nou, aici avem ETF-urile date Bitcoin și putem observa ce se întâmplă în momentul actual. După cum putem observa, avem în majoritatea zilelor inflow net pozitiv, da? Deci, practic, intră foarte mulți bani în ETF-urile de Bitcoin. După cum putem observa, ETF-ul cel de la BlackRock a acumulat undeva la 110 milioane de dolari pe 27, cel de la Fidelity 123 și așa mai departe, cu o surpriză de la ETF-ul cel de la ARK Invest, da? ARK Invest, companie deținută, mi se pare, de Cathie Wood, peste 200 de milioane de dolari investiți în Bitcoin într-o singură zi și putem observa aici, da, dacă ne uităm la total, practic pe 27 au fost băgate undeva la 500 de milioane de dolari, pe 26 365, 105 pe 25, 136 pe 24 și doar 2 zile am avut în care am avut retrageri, da? Retrageri 43 de milioane și de 52 de milioane în cazul acesta, dar acestea văd că provin în general de pe nu provin de la Fidelity sau de la BlackRock, ci provin de la alte companii date de asset management. Și cam atât. Deci suntem în continuare oricum foarte, foarte, foarte bulli și mai ales că, de exemplu, în cazul acesta avem fostul viceministru al finanțelor Chinei, care practic face un anunț public, dar la o conferință. Acesta practic spunem și atrage atenția guvernului Chinei să se informeze mai bine în legătură cu piața cripto și să vadă ce s-a mai întâmplat între timp, dar prin alte părți în legătură cu piața cripto și aici face desigur referire la ETF-urile care au fost aprobate în Statele Unite ale Americii, dar pentru că acesta crede că China pe această parte, în acest domeniu, va avea de suferit, de pierdut dacă nu va ține pasul, este și normal, deci foarte probabil în perioada următoare vom vedea, cine știe, aprobate probabil ETF-uri de Bitcoin, de Ethereum și de alte criptomonede și în China, cu toate că aceștia când banează Bitcoin și mineritul de Bitcoin, când îl legalizează și tot așa, la un moment dat își făcuseră, cred că și-au, bine, continuă. Deci își făcuseră un marketplace de NFT-uri propriu, la nivel de țară, la nivel de țară cu 1,5 miliarde de locuitori, marketplace propriu, banate toate celelalte marketplace-uri, OpenSea și așa mai departe, și doar al lor mai era funcțional, dar nu știu la momentul actual dacă mai este activitate mare pe acel marketplace, dat fiind faptul că partea asta de NFT nu prea mai prezintă la momentul actual deocamdată un interes foarte mare pentru criptoinvestitori. Bun, vedem ce se va întâmpla pe viitor. Deocamdată avem doar aceste lucruri destul de importante, da? După cum am văzut, mai ales aceste evenimente în legătură cu FTX-ul. Da? În continuare, nu cred că este nimic de speriat. De exemplu, în cazul SUI, din nou creșteri. După ce am luat la 1,70, acum este la 1,80. Oricum nu facem lucrurile acestea pe termen foarte scurt, nu facem swing trading, să cumpărăm acum să vină peste 15 minute, să facem trading pe time frame de 1 minut și lucruri de acest tip. Cel puțin eu nu fac asta, am targeturi în cazul SUI bine setate și voi vinde treptat în cazul SUI, dar și în cazul FED. Bun. Deci cam atât. Sper că nu v-ați panicat dacă ați aflat despre această noutate, acest eveniment, care probabil va avea loc sau nu, depinde foarte mult de... Vrem să vedem de anunțuri pe această pagină.
anunțuri oficiale pe pagina celor de la FTX și apoi ne mai gândim ce s-ar putea întâmpla. În continuare, suntem 98 pe canalul de Telegram Școala de Cripto. Haideți să ajungem la 100, da? Și apoi se va începe publicarea de știri cripto în timp real, alerte de preț în timp real, anunțuri de airdrop-uri și giveaway-uri și așa mai departe, da? Deci la 100 de persoane. Da? Este totul gratuit deocamdată aici pe canalul Școala de Cripto de Telegram. Și cam atât la momentul actual. Bun. O seară bună.